Bună! Bine te-am găsit! Daniela Simulescu aici. Iată că a venit vremea să vorbim despre horoscopul lunii martie, o lună care îmi place mult mai mult, cred că ți-ai dat seama și din celelalte emisiuni care au fost până acum. O lună în care ne mișcăm, în care piciorușele noastre se duc către alte zone, către alte căi. Spun asta în primul rând pentru că Marte se va duce în Vărsător, va ieși din Capricorn, unde ne-a făcut destul de statici, de conservatori și odată dus în Vărsător ne va deschide așa noi căi sau ne va face să îndrăznim mai mult. Bun, dar hai să ne uităm la cele mai importante aspecte ale lunii. Începem cu 2 martie, când avem o lună nouă în Pești. Este cea mai importantă lună nouă a anului 2022, din perspectiva mea, pentru că este o lună nouă în conjuncție cu Jupiter și această lună nouă ne pregătește de magica, să-i spunem așa, conjuncție din data de 5 martie. Avem Soare în conjuncție cu Jupiter. Din punct de vedere astrologic, putem să-i spunem că este cea mai fericită zi a anului. Pe urmă, avem pe 6 martie intrarea tandemului Venus-Marte în semnul Vărsător. Dintr-o dată se schimbă, v-am spus, rigiditatea. Trecem de la rigiditate la o... Hai să mirosim și alt aer. Hai să vedem și către alte căi. Hai să vedem în spațiu cum ajungem. Mai plecăm de aici, de pe Pământ. Ne mai ducem și prin alte părți. Pe urmă, pe 10 martie, Mercur se duce în Pești și îl va susține pe Soare o perioadă. Pe 18 martie avem o lună plină în Fecioară, în opoziție cu Neptun. Țineți cont de un lucru, luna nouă de pe 2 martie, împreună cu această lună plină de pe 18 martie. Aceste două vorbesc despre vindecare. Așa, pe 20 martie soarele intră în Berbec, avem aici echinoxul de primăvară sau ingresul soarelui în Berbec sau primăvara astrologică în sfârșit. În sfârșit ieșim din hibernare, după care pe 27 martie Mercur intră în Berbec să-l susțină pe soare acolo. Deci vedeți o multitudine de mărțișoare, am putea spune, luna martie, cel puțin din punct de vedere astrologic. Hai să ne uităm la fiecare dintre noi, te invit și la zodie și la ascendent și să mă apezi de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața ta. Bun, și nu uita că aici sunt simple recomandări bazate pe teoria astrologică. Să nu uităm că fiecare are o astrogramă. Bun, și să începem de data aceasta cu săgetătorul sau cei cu ascendentul în săgetător. Pentru tine e o lună statică, dacă pentru alții e mai plină de mișcare. Spun asta pentru că soarele este în casa a patra, va sta lângă Jupiter, lângă Mercur, lângă Neptun. E adevărat că în casa a treia, în casa a treia, aleluia, Doamne ajută, mă închin și eu pentru tine, vor intra Venus și Marte și au fost în casa a doua și ai simțit că nu ți se întâmplă nimic financiar, că nu se activează nimic, că nu te pornește nimic și a fost frustrant, o să jur. E acum intrând în casa a treia, încep să mai ieși puțin din junglă, să zicem așa. Unde ai fost și te-ai speriat, dar ce fac, dar unde mă duc, în stânga, Andreea? Îți mai revii. Dar am spus că este o lună statică, pentru că m-am gândit că ai aspecte foarte bune în tot ceea ce înseamnă familie. Luna martie poate veni cu vindecarea cuiva, cu alinarea, dar și cu ușurarea. Că poate, nu știu, ai o rudă foarte bolnavă care se chinuie sau poate, nu știu, sunt oameni care stau într-o relație nesănătoasă, toxică și decid dintr-o dată să se despartă astfel încât toată familia să fie mulțumită, fericită, yes, bucurie mare, am scăpat de treaba aceasta. De asemenea, poți auzi de multe evenimente pe plan familial, oamenii din jurul tău să facă tot felul de... nu știu, să aibă tot felul de inițiative. Aș vrea să mai povestim puțin și despre faptul că poate să fie o lună în care poți să te muți, poți să schimbi ceva undeva unde te-ai mutat, așa, poți să îți cumperi o casă, să faci o investiție, să faci un credit, e o lună bună, bună pentru asta. Și bineînțeles, puteți să vă gândiți să vă faceți o grădină, să creșteți legume, fructe, cine știe ce idei din acestea domestice vă vin în luna martie. Cu Venus Marte în casa a treia, e o lună bună pentru cei care vor să schimbe stilul de muncă. Știți? Atunci când vorbim de luna a treia, vorbim de rezultatele din casa a doua. Dacă voi în casa a doua aveți niște talente, da. Casa a treia vorbește de cum iei talentele respective și le tai în bucățele și le împingi în față și le faci să se multiplice. Da, casa a treia, nu veți găsi multe părți acest lucru, vorbește despre multiplicare, despre monetizare, despre eficientizare. Da, domnule, aveam un talent în casa a doua, dar dacă îl țin așa, nu o să fac nimic cu el. Dar dacă îl iau și, nu știu, schimb puțin, inovez pe acolo, îmi dau seama cam unde să mă duc, vă garantez eu că în martie o să aveți o surpriză la sfârșitul lunii și o să conștientizați că, mamă, câte chestii am putut să fac. Nu m-aș fi gândit niciodată că aș fi putut să fac atât de multe lucruri. Și chiar vă invit să fiți destul de curajoși. În prima parte a lunii, de fapt, în primele 3 săptămâni, mai statici, merg lucrurile așa cum v-ați dori, poate. După 20 martie, când soarele intră,
Ne aducem aminte. În casa a cincea, deja prindeți chef, poftă de viață, joacă, bucurie. Hai să facem, hai să dregem, hai să ne ducem, hai să... Prindeți și voi drag, că aveți rezultate. Să știți că odată cu intrarea soarelui în casa a cincea, din 20 martie, vreți să fiți pe podium, vreți să fiți lăudați, vreți să fiți apreciați, vreți să primiți validare și veți face, veți face, veți munci. Veți trage de voi, bineînțeles, dar nu mai contează. Important e să vă iasă și lucrurile, să ne înțelegem. Mercur, guvernator de casa 7-a, va tranzita și el casa 5-a la final de lună. Deci, relațional, lucrurile se vor așeza mai degrabă spre finalul lunii. În niciun caz, în prima parte. În prima parte a lunii aveți orice discuție cu partenerul, nu duce nicăieri. Nu se întâmplă mare lucru. Abia spre finalul lunii simțiți că, domnule, toate discuțiile noastre, toate certurile, toate contrazicerile, tot ce am avut noi până acum, abia acum simțim mai bine, ne avem mai bine, ne înțelegem, ne împăcăm mult mai bine. Deci prima parte a lunii, a doua parte a lunii, mult mai bine. Vă rog să țineți cont de un lucru. Pe 2 martie aveți o lună nouă, așa, în casa a patra, iar pe 18 martie aveți o lună plină în pești. Ceva profesional trebuie să se întâmple în astea două săptămâni, în modul vostru de lucru. Aici e o perioadă nemaipomenită pentru a aborda altfel o situație. Bun, trecem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Dacă ați fost răsfățați zodiacului până acum, nu înseamnă că nu o să mai fiți răsfățați, adică să nu considerați ca aoleo, gata, nu mai avem bucurie, nu se mai întâmplă nimic important, nu? În contră. Venus și Marte ies din semnul vostru, unde v-am spus că v-a adus multe oportunități, dar v-a și ținut pe loc. Pentru că voi, când am observat și prin mesajele pe care le-am primit, da, Daniela, la ce? Nu se întâmplă nimic. Păi, nu e că nu se întâmplă nimic. Când știi că ai, știți cum este, universul îți dă, dar nu îți bagă și în traistă. Și de-aia pe mulți cred că luna februarie v-ați simțit așa foarte blazați, pentru că Venus și Marte, dacă nu le jucați voi, ai, nu o să se întâmple nimic. Dar iese acum din semnul vostru și se duc în casa a doua. Și știți care va fi preocuparea principală? Ce fac? De unde fac? Cum fac? Cum îi mulțesc? Cum îi cheltuiesc? Pe ce îi cheltuiesc? De ce îi cheltuiesc? Îi mai dai? De unde mai au? Cât am un cont de economii? N-am un cont de economii? Îmi fac un cont de economii? Bun, bun, bun. Pensie am, pensie privată m-am gândit. Ce aș putea eu să mai fac? Poate niște fonduri mutuale, poate niște investiții, poate mai scot de acolo, mai bag acolo, poate negociez contractul de cablu, poate mă uit să văd dacă mi-am plătit toate impozitele, poate renegociez, poate mă duc și fac o refinanțare la bancă. Știți cum sunteți? Toată luna aveți multe șanse în această zonă. Plus, să nu uităm de faptul că în casa a treia sunteți plin de planete. Plin, avem un stelium acolo, o bună perioadă de vreme. Avem Soare, avem Mercur, avem Jupiter, avem Neptun. Și atunci când vorbim de casa a doua, în legătură cu casa a treia, vorbim unde băgăm banii. Ce facem cu banii? De unde putem obține mai mult? Unde putem cheltui mai puțin? Cât ai cheltuit pe pâine? Dar de ce nu era pâine mai ieftină? Dar de ce nu era pâine mai bună chiar dacă era mai scumpă? Adică nu m-aș supăra să fie mai scumpă pâine, dar m-aș supăra să fie mai bună. Adică sunteți foarte preocupați de zona financiară și de cum să monetizați și de cum să eficientizați bugetul. Și bineînțeles cum să creșteți veniturile, dar vorbim, să știți, și de asigurarea voastră. Pentru că Venus cu Marte se duc în casa a doua, lângă Saturn, Saturn guvernatorul vostru. Și aceste aspecte, vă zic, domnule, dar peste 10, 20, 30 de ani, eu ce să fac? Cum o să fac? Mă bazez pe pensie? Nu mă bazez pe pensie. Mă bazez pe ce am pus eu deoparte? Dacă n-am pus deoparte, de unde fac rost să pun deoparte? Știți, de fapt, în luna martie, ce vă recomand și ce vă recomandă astrele, să spunem, educație financiară. Și o să spuneți, nu, Daniela, că eu știu, eu mi-am negociat, mi-am păstrat, da, sunt ferm convinsă că ai această putere. Dar ce ar fi în luna martie să te uiți la un interviu, să citești o carte, să te uiți la cum au făcut alții? Nu neapărat să te iei după ei, dar să vezi, domnule, dar oamenii au gândit așa și uite, și au mulțit veniturile, au făcut economii, au găsit o dobândă mai bună, au negociat altfel lucrurile sau poate voi vă implicați pentru cei dragi să-i ajuta să negocieze ceva. Deci, vedeți, vă faceți banchieri în luna martie. Asta unul la mână, doi la mână, spre finalul lunii. Soarele se duce ușor în casa a patra, va fi și Mercur acolo, ceea ce înseamnă că puteți să vă apucați de renovare, să vă mutați, să schimbați, sunt multe evenimente în familie. Aș vrea totuși să vă mai spun un lucru. Casa a treia fiind atât de plină, n-ar strica să faceți conexiuni între oameni, între domenii. Mergeți undeva să vă folosiți cunoștințele. E o lună bună să vorbiți,
să discutați, să împărtășiți. Vedeți că pentru tot ce înseamnă share-uit, luna martie este nemaipomenită. Mai ales dacă erați de oameni care trec prin momente mai grele și care poate au nevoie de un specialist sau voi aveți nevoie de un specialist. Întrebați, cereți și vi se va spune cu siguranță. E o lună bună în care relația cu frații și surorile se poate schimba, mai ales dacă a fost mai controversată în ultima perioadă și, bineînțeles, vreau să vă atrag atenția asupra chestiilor administrative, birocratice, că deși sunt aspecte destul de favorabile, pot apărea și multe încurcături, încălceri. Da? Și multe... E un caracter iluzoriu, acolo e un caracter puțin haotic. Da? Și aveți puțină grijă, vă rog frumos. Trecem acum la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător. Să respirăm împreună de 3 ori. De ce fac chestia asta? Pentru că luna februarie n-a fost plăcută. Cu Venus Marte în casa 12-a lângă Pluto. A fost și acolo, dacă mai țineți minte. Și Mercur. Deci n-a fost. N-a fost o lună plăcută. Dar uite că pe 6 martie, Venus și Marte intră în semnul vostru. Și vă împing de la spate. Și vă puteți schimba garderoba. Și vă puteți apuca de sport. Puteți ieși în oraș. Puteți cunoaște oameni. Puteți să faceți ce vreți voi. Pentru că aceste planete se apropie de Saturn. Prima dată vreau să vorbim despre sănătate. Vă atrag atenția încă o dată că e importantă sănătatea în luna martie. După care vă atrag atenția că poate să fie o lună în care să vă schimbați garderoba sau să decideți să faceți chestia asta și, bineînțeles, o lună în care să vă consumați furia. Marte va veni cu multă furie la pachet și când se va întâlni cu Saturn, provoacă frustrare. Și voi ați vrea să ieșiți din frustrare. De ce? Pentru că vreți să evitați, să fiți detașați, să fiți liniștiți. E mai greu în luna martie. De aceea vă recomand cu cât mai multă mișcare, cât se poate. Plimbați, ieșiți, notați, mergeți la sală, box, ce vreți voi să faceți. Bine, box la sală, nu cu oamenii, da? Adică evitați situațiile conflictuale. Da, dacă știți că în familie există risc de violență domestică, v-aș ruga să aveți grijă în luna martie, pentru că sunt, pentru aceia dintre voi, sunt mari șanse să fie și agresori și victime și nu mi-aș dori. Adică încercați să țineți, cei care vă știți cu aceste probleme, încercați să țineți lucrurile sub control, cât se poate. Dar altfel, e o lună în care să vă vindeți altfel, să vă bucurați de propria persoană, indiferent de vârsta pe care o aveți, să celebrați ceea ce sunteți, toată experiența voastră și, bineînțeles, să vă placă. Dacă sunteți singuri, puteți ieși la cucerit, la agățat, cum se zice. Dacă sunteți într-o relație, puteți să reaprindeți pasiunea, focul pasiunii. Și pentru cei care, nu știu, ați avut o lună februarie lipsită de încredere, foarte puizantă, sleită, n-ați dormit, n-ați mâncat, n-au ieșit lucrurile așa cum v-ați fi dorit, în luna martie puteți începe să construiți din nou. Pentru că, da, Venus se apropie de Saturn și zice hai, Marte se apropie de Saturn, creează frustrare instantaneu, dar vă dă răbdare. Vă arată că lucrurile vin în timp și aveți nevoie de acest lucru. Wow. Hai să vorbim de sectorul cel mai aspectat din luna martie. Banii. Puteți să faceți și bani, dar îi veți cheltui. Cum îi primiți? Așa se duc. Și se duc. Și s-ar putea să nu cheltuiți doar banii voștri, s-ar putea să-i cheltuiți și partenerul. Sau partenerul să vină la voi și să vă zică, hai să cumpărăm aia. Și zici, da, îți dau și eu bani, cumpărăm aia, hai să strângem bani. Hai împreună. Deci, pentru bugetul la comun, e o lună în care s-ar putea să creeze niște șicane. Aveți grijă cum negociați și aveți grijă cât de generos sunteți. Da, e o lună în care puteți să fiți generos, dar vă invit să aveți grijă cu cine să fiți generos. Și să spuneți, nu contează, nu e important să fiu de generos. Da, așa o fi. Dar vedeți să dați la oamenii, nu la oamenii care vă păcălesc, la oamenii care chiar merită sau poate chiar au nevoie. Uitați, pentru că sunteți cei mai apropiați de zona voluntariatului, de umanitate, de avea grijă de alții, data de 5 martie, când avem cea mai frumoasă zi a anului, e importantă pentru a fi generoși. Voi chiar puteți să faceți lucrul acesta și o să vă simțiți nemaipomenit de bine dacă, nu știu, mergeți la un adăpost de animale, dacă găsiți o persoană care are nevoie sau o fundație, cineva care se implică important în viețile celorlalți, să faceți o donație sau să hrăniți pe cineva sau să creșteți o plantuță sau să oferiți ceva cuiva să ajutați persoana respectivă. Deci e nemaipomenită luna martie pentru asta. Deci dacă ar fi să ne uităm așa, în luna martie e bine să vă consumați energia ca să nu aveți furie. Furia este bună
și este foarte productivă dacă o investiți în ceva sănătos, da? Și este o lună în care puteți să aveți mai mulți bani, puteți să și cheltuiți și de asemenea să aveți mai multă încredere în talentele voastre. Când vorbim de casa a doua, vorbim și de ce știu eu să fac și de cum știu eu să fac mai bine. Că poate la serviciu apare un proiect și e nevoie de cineva care să vorbească o anumită limbă sau e nevoie de cineva care să fie mai curajos. Și ziceți eu, nu înseamnă neapărat că aveți o primă, dar veți fi luat în calcul și o să țină minte oamenii. Da, mă, uite, are rezultate persoana respectivă, să o ține minte data viitoare când oferim o primă, un bonus, acolo se vor duce banii, da? Și folosiți-vă talentele în luna martie, profitați de ele. Și tot martie o să vă ajute, că dacă sunteți curajoși și furia o investiți în ceva sănătos, credeți-mă, veți avea rezultate uimitoare. Uimitoare. Vă rog totuși să nu fiți voi cei care porniți conflicte în relație doar pentru a vă simți din nou validați. Dacă se întâmplă lucrul ăsta, înseamnă că înăuntrul vostru e un gol, e o lipsă. Iar cu Venus și cu Marte în casa întâi la voi, cum să vă spun, orice gol pe care îl veți găsi poate fi umplut prin tot felul de activități. Vă doresc să aveți o lună minunată, că sunt sigură că veți avea. Dar cei care vor avea o lună extraordinară, cu un mic disclaimer acolo, sunt pește sau cei cu ascendentul în pește. Păi, să începem așa. Luna nouă de pe 2 martie este în semnul vostru. E o perioadă bună de noi începuturi. Conjuncția magică, Soare-Jupiter pe 5 martie în semnul vostru. Yay! Bucurie, încredere și se rezolvă anumite lucruri. Venus-Marte intră în casa 12. Aici s-ar putea să fie nevoie să renunțați. Ori la un loc de muncă, ori să pierdeți o persoană, să pierdeți niște relații, niște prietenii. Dar știți ce se întâmplă în luna martie? Scăpați de ceva toxic sau curățați ceva din viața voastră, neproductiv, astfel încât să lăsați spațiu. Dacă veți avea senzația că aveți goluri, aveți spații, bate vântul așa pe undeva, nu e de speriat. De ce? Pentru că toate aspectele pe care le aveți în martie vă dau credință. Credință, știți? Credința aceea pură. Credința aceea sfântă, așa, știți? Și nu mă refer doar la credința legată de religie. Da? Mă refer la credința în propria persoană. Știți ce v-aș recomanda eu martie? Să vă bucurați. Să vă uitați la comedii. Să ieșiți în oraș. Să vă cumpărați lucruri, să fiți generoși, să începeți chestii, să vă răsfățați. Chiar aveți nevoie să vă răsfățați și să acceptați când se întâmplă și lucruri neplăcute cu cei dragi, care nu depind de voi. Și să nu vă contaminați atât de mult cu suferința altora. Nu e, este luna în care să acceptați că lumea în care trăim, viața noastră pe această planetă, presupune și suferință. Și să o acceptați, așa, dar să nu vă contaminați cu ea. Este o lună în care puteți avea revelații, în care să nu mai stați în negare, mai ales dacă aveți un viciu, dacă aveți o problemă, dacă aveți un obicei nesănătos, toxic, în care să ziceți, domnule, mi-au zis mulți până acum, dar eu n-am vrut să cred. Ia, ar fi cazul să încep să cred și hai să văd ce pot să fac. Veți vedea că pe moment lucrurile nu se întâmplă. Nu vine așa de pe o zi pe alta și că trebuie să găsiți o modalitate prin care să scăpați de acel obicei. Și vă veți da seama că nu puteți să renunțați de tot. Trebuie găsit o metodă de echilibrare sau o înlocuire. Pentru cei care ați trecut prin momente grele în ultimele luni, indiferent că au fost în mod direct în viața voastră sau momente grele din cauza unor persoane apropiate, în luna martie simt nevoia să beau niște apă. În luna martie cred că este vorba de credința aceea, e să vă găsiți o luminiță în interiorul vostru și să vă dați seama că s-au întâmplat multe lucruri grele și că ați trecut peste ele și că o puteți lua de la capăt și că nu e cazul să mai stați pe loc din cauza unor persoane, pentru că persoanele respective nu vă țin pe loc, voi vă țineți acolo pe loc și o să vreți așa să îți dori o expansiune, uitați-mi nevoia să schimb și tonalitatea când vorbesc despre voi luna martie, pentru că e o lună și despre renunțare și despre umplerea unui gol interior cu lumină, cu încredere, cu speranță, deși mie nu place atât de mult speranța, cu să vă umpleți voi pe voi înșivă. E luna în care o puteți lua de la capăt, îi puteți ajuta pe alții. Ce să mai spun, e o lună plină de credință.
plină de bucurie interioară, plină de... Știți, să vă bucurați din orice, de un trandafir, de un borcan cu dulceață, de o perdea de ale voastre, de curtea voastră, de o plimbare, de un muzeu. E o lună de bucurie. E o lună în care să înlocuiți ceva putred, da, găunos, cu ceva ce vă face să zâmbiți, să vi se descrețească fruntea, să accesați, nu știu cum să vă spun, alte planuri ale umanității, să cunoașteți povești, ce să vă mai spun, e cu toate aspectele din casa 12, nici nu mai contează, vorbim de faptul că aveți în casa 1 și Soare și Jupiter și Neptun și Mercur, e o lună de anesteziere. Da, că de fapt asta este soluția, de la a scăpa de un obicei toxic, la a merge la unul mai sănătos, să vă anesteziați anumite simțuri, mai ales acelea care nu vă fac bine, sau să vă anesteziați anumite obiceiuri nepotrivite, să găsiți resurse interioare, să mergeți mai departe, indiferent de vârstă, de statut, de educație, indiferent de unde vă aflați pe planetă, e o lună în care să vă puneți din nou în mișcare. Și o să vorbim pe urmă în aprilie despre ce se va întâmpla și nu uitați un lucru, la final de lună, după 20 martie încolo, vorbim și de partea financiară, care va deveni mult mai importantă în viața voastră. Dar până atunci să vorbim de împăcare, despre credință, despre bucurie interioară și, ce să vă spun, de a fi una cu universul în care trăim. Să ne dăm seama că suntem mici, că lumea e mare și că n-are rost să ne pierdem timpul și viața, că doar una avem, doar o viață avem, să ne pierdem timpul cu tot felul de evenimente micuțe, cărora noi le dăm importanță pentru că ne e frică de propria persoană. Vă doresc să aveți o lună minunată!